Ciao. Mihnea din Beijing. Sunt în centrul Beijingului. Continui povestea de ieri. Am 30 de minute de omorât. Vreau să găsesc o cafenea, să beau o cafea înainte de deschiderea notarului public. Voi merge în acest mall drăguț să beau o cafea, poate și un snack. Hai să vedem care este situația de dimineață în Beijing. Văd că am prins aici liber. Vedeți multe mașinuțe din astea, tuk-tukuri din astea de livrări, de livratori. Este foarte, foarte aglomerat aici zona. Deci trebuie să mă adăpostesc. Nu se mai poate. Este foarte, foarte frig. Poate vântul. Fiate ce e aici. Wow! Drăguț. Ok, știu că aici la parter este o cafenea. Am mai fost aici data trecută, tot la notar am venit, m-am venit după o ștampilă. Fii atent, fiecare dimineață se face curățenie și fii atent acolo cum spală pe jos. Vedeți? Extraordinar. Cum spală pe jos. Pentru că ce? Că este murdar? Sau de ce? Cu aspiratorul, așa ceva. Și cu mașina asta de curățat pe jos. Wow! Bine! Cafenea. Acolo și cafenea în partea aia. Aici este și o zonă de, bineînțeles, de birouri. Deci lumea merge la lucru aici. Și uite aici, Luckin' Coffee. Aici vreau să vin, să văd dacă e deschis. Da, văd oameni, văd lume. Și dincolo aceea era o brutărie. Să văd dacă e deschisă. Să iau un snack de aici. Aha, uite că e deschisă. Ia să-mi iau un snack de aici, mai întâi. Hai să vedem ce găsim. Deci m-am luat niște covrici și ceva chestii mărunte și pentru pasta și zaharia mă duc la cafea. Aia. Hai să vedem, ce fain miroase aici. Asta da, cafenea. Deci treaba aici este că lumea comandă prin aplicație și vin și iau cafeaua dimineața și nu stau aici. Da. Eu stau câtva timp, 10 minute, după care mă duc la notar. Deci, lumea se plânge de plasa asta mea roșie. Deci eu port unul, pentru că geanta cu laptopul nu este de ajuns de încăpătoare. Am zis că îmi cumpăr alta, dar zice să cumpăr alta când pot să iau o plăsuță. Și am plasa asta de pânză, foarte faină și foarte durabilă, de la prima mea școală în care am fost în Beijing, unde lucrează acum o parte, și cartea care o citesc acum este destul de imensă, format așa A4 aproape și are 450 de pagini, deci este și grea, nu încape în geanta asta, de aia pot. Chestia asta roșie, lumea zice că nu se potrivește. Ei, știi ceva? Se potrivește pentru mine. Ok. Mă aștept cafeaua și nu stau foarte mult aici pentru că vreau să mă duc să fiu primul la rând sau printre primii la notar. Fii atent de timp, a venit domnul cu furtunul să spele aici pe jos. Deci, în final, n-am mai apucat să beau cafea. Pentru că a fost foarte multă lume. Au avut multe comenzi, deci mi-am luat-o la pachet.
e aproape 9, trebuie să mă duc la aici, la barul ăsta. Am să fiu primul la rând, dar nu voi mai fi primul la rând. Deci frumos se vede din spate. Hai ca să o pun aici pentru thumbnail. Ah, perfect, perfect. Ok, asta înseamnă să nu locuiești în centru. Am mai spus-o de fiecare dată când vin în centru. Suntem așa impresionați de centru. Acolo la noi în cartier nu avem locuri așa frumoase ca și aici. Ok, ce bate vântul. Ok. Am ajuns. Câte? Oh, nu e multă lume. Perfect, perfect. Bun, deci am ieșit de la notar 5 ore mai târziu și am rezolvat problema. Nu, glumesc. Deci am stat înăuntru exact 5 minute. Nu a fost nimeni, am mers la ghișeu, le-am zis ce-mi trebuie, am plătit, a fost 50 de yuan, a costat pentru o ștampilă de la Ministerul Afacerilor Externe pe traducerea certificatului de naștere a copilașului. Încă nu m-am atins de cafea, dar cred că o beau la școală. Bun, acum mă duc la muncă, mă voi întoarce în zona mea cu metroul, care devine tren suspendat la un moment dat. Deci, iau metroul spre muncă. Ciao, acesta a fost vlogul de astăzi și continui vlogul cu următoarea călătorie cu metroul. Toate cele bune!